Jesus, yeah, no. Jesus, habem victoria, tua brinque, habem bom bucurichi, com Jesus, também de empezar. Să fie Domnul. Lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Binecuvântat! Dragule, iubiților, vă spunem din toată inima un sincer și un călduros, un very nice welcome, un bun venit la Biserica Domnului Philadelphia din Atlanta, Georgia, Dumnezeu din ceruri, Domnul Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui și Duhul Sfânt să vă binecuvinteze și să vă dea o bucurie negrăit de mare și să ne dea tuturor binecuvântările de care avem nevoie la sfârșit de an. Este ultima lună a anului 2016, luna decembrie,
ca de obicei, în Biserica Filadelfia avem un verset de aur. Rog frații de la Media să pregătească versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. E versetul care îl vom repeta de câteva ori în această lună. Acest verset ne va pregăti pentru sărbătoarea întrupării, a venirii în lume a lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu, pentru că a venit în lumea aceasta să caute ce era pierdut, și printre cei care au fost pierduți am fost și eu, m-a găsit și mulțumesc. Sunteți și dumneavoastră, v-a găsit și dumneavoastră a trebuit să spuneți un thank you. Mulțumesc frumos, Iisuse, că m-ai găsit și pe mine. Oriunde am fost, în orice cătun, în orice sat sau unde am fost, când El ne-a penetrat inima, ne-a iluminat mintea și l-am acceptat pe El ca mântuitor personal, slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm din toată inima atunci când se întoarce cineva din călătorie și vine acasă. Nu l-am văzut de mult pe fratele Ștefan Stancea. De câteva luni a fost plecat pe la copii, în vacanță, s-a extins, s-a bucurat acolo. M-am bucurat să dau mâna cu fratele Stancea. Dumnezeu să-l binecuvinteze biserica. Fratele Stancea este bătrânul bisericii noastre. El iubește, de fapt, pe toți frații din Atlanta. Nu face deosebire între frați și frați și foarte bine faceți, frate Ștefan. De aceea, după ce vom rosti versetul de aur, duceți un microfon la fratele Ștefan Stancea și prin fratele Ștefan ne vom ruga ca Domnul să binecuvinteze dimineața acestei zile. Serviciul de după masă din această zi și lucrările lui din biserica aceasta și din toate bisericile lui din Atlanta și de pretutine, Dumnezeu să le binecuvinteze. Puneți, vă rog, versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Este un verset foarte nice. Wow, wonderful, wonderful! Acest verset îl vom rosti cu toții din toată inima. Orice cuvânt, cum spun de multe ori, nu este lipsit de putere. De aceea, dar să rostim orice cuvânt din acest verset frumos. Haidem cu toții, ca o biserică unită, să rostim acest cuvânt. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Lăudați să fie Iisus Hristos, singurul născut din Tatăl. Prin fratele Ștefan Stancea plecăm capetele noastre și ne rugăm Domnului. Și în primul rând, Doamne, îți mulțumim că suntem sănătoși. Aleluia, aleluia! Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai lucrat în viețile noastre ca să fim mântuiții Tăi, Doamne. Slavă Domnului Iisus! Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Dumnezeu care îl faci și astăzi minuni. Amen, amen. Tu ești minunat. Amen, amen, amen. De aceea Te slăvim în clipere și în momentele acestea, Doamne. În mod deosebit, Doamne, această zi este ziua când suntem la masă cu Tine. Yes. Doamne, Te rog să lucrezi Tu. Amen. Te rog să vii în ajutor, Doamne. Pentru cei care sunt în suferință, Doamne, Te rog să Te atingi de ei. Doamne, pentru cei care încă sunt aici, Doamne, atunci când vor lua, Doamne, din masa Ta, Doamne, când se vor împărtăși, Doamne, Tu atinge-Te de ei, Doamne. Amen. Tu ești Dumnezeu care lucrezi. Avem nevoie de Tine mai mult ca oricând, yes, yes, în vremurile acestea, Doamne. Treci de la inimă la inimă, Doamne, și cercetează-ți poporul. Amin. Fă ca cuvântul Tău care va fi vestit, Doamne, și în această zi, să atingă orice inimă, Doamne. Amen. Și orice inimă, orice suflet, Doamne, Doamne, să simtă că Tu ești prezent. În numele Domnului Iisus. Aici este casa Ta, yes. Tu ești prezent în casa Ta, Doamne. Domnului Iisus. De aceea Te slăvim și Te mărim, că prezența Ta este amen, simțită amen. De toți aceia, Doamne, care sunt mântuiții Tăi. Lăudat să fie numele Tău și binecuvântat să fii Tu în veci. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog din toată inima să vă luați timp să dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră, să vă binecuvântați și apoi vă reașezați. Dumnezeu să fie lăudat! Am onoarea, am bucuria, iubită Biserică Filadelfia, să vă prezint oaspeții care sunt cu noi în această dimineață. Fratele păstor Avram Bergeanu vine din Biserica Agape din Portland, este un om al lui Dumnezeu,
îl cunosc de mult timp și pe fratele lui din România. Familia Bergheanu este o familie de referință în România și nu numai în America. Frate Abraham, welcome la Philadelphia! Dumnezeu să te binecuvinteze și biserica, spune un amin, vă rog frumos! Amin! Dumnezeu să-l folosească în vestirea cuvântului în această dimineață pe fratele Abraham. Dumnezeu să binecuvinteze soția lui, copiii lui și biserica Agape. Amin! Andy Dimby, stand up! Ăsta este un băiat care îl știți, o să predice, nu mult mai mult de maxim, i-am dat 15-18 minute să predice în dimineața asta în English, în engleză, însemnătatea cinei Domnului pentru tinerii care nu știu ce înseamnă cina Domnului și noi nu suntem atât de articulați în limba noastră românească să vorbim despre asta, de aceea l-am chemat pe Andy să predice nu mai mult de maxim 18-20 de minute despre însemnătatea cinei Domnului. Ne bucurăm să fie cu noi și fratele Daniel Emerick. Frate Daniel, welcome la Philadelphia! Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu, amin! Ne bucurăm să fii cu noi la Sfânta Cină și Dumnezeu să binecuvinteze în continuare lucrarea Lui și biserica să spună încă un amin! Ascultăm spre slava Domnului grupul de laudă, după care urmează corul bisericii, iar cuvântul Domnului va fi vestit, așa după cum a auzit, de fratele Andy Dimby și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Aici dimineața aceasta și de multe ori venim la cină și parcă suntem așa de sombri, suntem așa de obosiți, așa de închiși. Pentru mine cina înseamnă o celebrare, înseamnă că Dumnezeul meu e viu, înseamnă că Dumnezeul meu a plătit un preț și cred că mai important decât să fim sombri, trebuie să ne aducem aminte că prin acest lucru Dumnezeu ne-a dat victorie, ne-a dat victorie peste păcat, peste moarte. Și cântarea aceasta zice la refren, voi cânta, voi striga. Credem că nu-i niciun păcat din partea noastră să cântăm din toată inima, să strigăm în dimineața aceasta. Yeah.
va înainta, în seharul ce primesc, îmi schimbă inima, voi cânta, te voi lăuda, chiar în ceasul ce mai rău, prin durere și prin rău, voi cânta.
Harul și pacea Domnului Iisus Hristos, surori și frați, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și în curând vom spune cu toții, Hristos a născut. Amin. Let us rise for the reading of Holy Scripture. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Voi da citire de la 2 Împărați, capitolul 6. We'll be reading from 2 Kings chapter 6, verses 18-23. And briefly, right after that, I will read Psalm 23, verse 5. 2 Kings chapter 6, verses 18-23. When they came down to him, Elijah prayed to the Lord and said, "Strike this people with blindness, I pray." So he struck them with blindness according to the word of Elijah. Then Elijah said to them, "This is not the way, nor is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek." And he brought them to Samaria. When they had come to Samaria, Elijah said, "O Lord, open the eyes of these men that they may see." So the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. Then the king of Israel, when he saw them, said to Elijah, "My father, shall I kill them? Shall I kill them?" He answered, "You shall not kill them. Would you kill those you have taken captive with your sword and with your bow? Set bread and water before them that they may eat and drink and go to their master." So he prepared a great feast for them. And when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went to their master. And the marauding or the raiding bands of the Arameans did not come again into the land of Israel. Now Psalm 23, verse 5. "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows." Amen. Let us pray. Our Father who is in heaven, we thank you for this time. We thank you for this place. We thank you for this people. And we thank you, O Lord God, that while we were your enemies, while we were angry with you, you in your kindness, O Father, sent your Son and offered up the body of your Son for the redemption of our lives and the lives around us. We thank you by the Spirit of glory that rests upon your people. Amen. You may be seated. Last month, I spoke on the attitude of gratitude from Luke 17 regarding the 10 leprous men and how one came back and gave thanks. And this was a building up an expectation and anticipation of Thanksgiving that we all partook of not too long ago. And I trust you all had a fun time somewhat around your family, your friends, and I'm sure lots of food. And this morning I want to speak about food again. And maybe some of you are already thinking forward to lunchtime, but you'll have to patiently endure few more hours. But I want to talk about the food and drink that we will partake this morning in regards to Jesus Christ's body, blood, and divinity. Now, I will not be giving a Pentecostal theology of the Lord's table. I will not be articulating and communicating the depths and the richness of what this table means and the sacrifice that is offered. I just want to briefly give a word of hopeful encouragement. I read 2 Kings chapter 6 and then Psalm 23 verse 5. Psalm 23 is a very popular psalm. I'm going to start with this psalm and then we'll move back into 2 Kings chapter 6. This is a psalm of trust and a psalm of thanksgiving at the same time. We see the images of a divine shepherd who offers protection as well as the divine host God who offers provision. We find his protection and his provision in this psalm. We see that in verse 5, the image from the shepherd to the host is a transition to where it reveals to us as the people of God that God is the host of this banquet, this sacrifice, this meal. And the psalmist here is hopeful for the blessing and the provision that is offered. Now, one way to look at this psalm, when we read, "You prepare a table before me in the presence of my enemies," we may often hear it and see it as, "Oh, God has blessed me. God is on my side.
God is reversing the situation to where my enemies who were once laughing and persecuting me and I was weeping and lamenting and crying, now the fortunes are reversed. The situation is reversed to where now God has prepared a table before me in the presence of my enemies. And so one way to hear this psalm is to say, now I'm rejoicing, now I'm laughing, now I'm excited, and my enemies are watching me. And that's one way to, in a sense, encourage yourself or encourage other people, that God will support you and enable you to stand and sustain you in the presence of your persecutors and your enemies. That the person here is secure in God's benefit, because in verse 4, it talks about, even though I walk through the valley of deep shadow and darkness. So coming from the valley into now a table being prepared for us and for me, we may rejoice and say, you enemies who laughed at me and persecuted me or persecuted us, now God is showing his blessing and his favor on our lives. And that's one way to see and hear this. But what if the possibility of a different perspective exists? What if Yahweh, Lord, is not wanting us to have the mindset of us versus them? What if God does not want us to think and believe that God is only on our side or on my side, and because he's for me, then he's against my enemies? Because what if God is not on your side and God is not on your enemy's side? What if God is God and God is good, trying to bring and reconcile and redeem all people to be one in unity? So rather than a mindset and a perspective of, oh, God has blessed us this morning and it's us versus the world and the enemies, what if it's God blessing us for our enemies? What if God has blessed you and graced you, not for you to laugh now in front of your enemies, but the blessing that is at the table is not just for you, but it's for the people around you at work, your enemies, your persecutors, so that they may see the goodness and the glory of God. Amen. So I lean towards that perspective, that what if the enemies here in Psalm 23 verse 5 are to be reconciled with the speaker at the table, at a meal? That you are saved and you are chosen for those who are not saved yet. You are blessed for your enemies, not to be against your enemies. So let's look at 2 Kings chapter 6 very quickly. Notice number one, the prayer of a prophet is for people. Oftentimes we're very quick to pray for the destruction of our enemies, but it is so much more difficult, so much more challenging to pray for the salvation of those who mock you and laugh at you and persecute you. When it gets tough at work, when your supervisor, your coworkers are against you and they hate Christians or they hate the God you pray to, it's very easy to say, Lord, curse them. Lord, smack them down. Lord, but it's much more difficult to pray for forgiveness and for their good. And so we see the prophet Elijah prays, because a faithful, deep prayer prays for the salvation of our enemies. And one of the characteristic functions and roles of a prophet is to open the eyes of people, to train them to see rightly and faithfully. And so we, as the prophetic church, are called to pray for this world, to pray for those who are in darkness, so that their eyes may be seen. And how will their eyes be seen? When they see and encounter the Lord's body and blood and divinity at the Lord's table. Secondly, notice the prophet Elijah is preparing the way of hope. It's so easy to prepare the way of destruction, but Elijah is preparing a way of hope by causing them to be blind in all the right ways, so that their eyes can be opened at the right time and see the goodness and the glory of God. Elijah will bring them to a man, and we as the prophetic church are called to bring people to a man, Christ Jesus, the mediator between God and man. Because God desires the salvation of all people and for all people to come to know him, Christ. Jesus is the hope of glory. And hope, ladies and gentlemen,
is comparing and contrasting what we presently see with what we should and ought to see. And if you read earlier, Elijah sees the enemies, but his servant is saying, oh Lord, there's so many enemies. He's like, Elijah's like, no, calm down. There are those who you do not see. Let me open your eyes. Because Elijah, as a prophet, is a prophet of hope. He can see what others don't see. And so we, as a prophetic community, as a prophetic church, in a dark and dying world, we are to be a people of hope. Not of optimism, but of hope. John the Baptist, we're preparing for the arrival, for the appearing of Christ's birth. And we'll talk about Christ, but will we talk about John the Baptist, who is preparing the arrival of the one who is our hope? Thirdly, notice the prophet as a pastor in protecting the enemy's lives from the king. Just like in Psalm 23, we have the image of a shepherd who protects and the image of a divine host who provides abundance and goodness. Elijah takes on the character, takes on the passion and the love of God by showing Israel, this is your vocation, this is your calling. Not to fight against your enemy by destroying them, but by showing them life and giving them food and drink to eat. Profetul Ezechiel spune, Domnul nu dorește moartea păcătosului. Nu dorește. Și Israel aici, să-i omorâm? Să-i ucidem? Și profetul spune, nu, you don't see the way you should see. I want to open your eyes, O Israel, you who are chosen, because in fact you have become blinded by your greed and by your vengeance. So that the prophet is not just saving Israel's enemies, but is saving Israel from herself. To open the eyes of both Israel and Israel's enemies so that they may become one and reconciled in the God of love and of light. Your enemies are really not your enemies, brothers and sisters. They are just people who think they are your enemies. But we as a prophetic people see and say, oh, you're acting as my enemy, but you're not really my enemy. You are called and created by the God of life who wants to open your eyes to the salvation in Christ Jesus. And that's the hope we provide. We can see in our enemies something they don't see in themselves, and we call it out of them and say, you're better than this. You can have transformation in life because you were created in the image and likeness of God. Fourthly, notice the prophet as a pastor who provides provision to the hungry and thirsting enemy. As a prophetic church and a prophetic people, in this time and in this age, people are afraid, living with unholy fear of death and destruction all around them. We have enemies all around us, but we as the people of God are to bring our enemies to the Lord's table, to Jesus, to his body and his blood, in which he reconciles all people as one. It's so interesting that the Lord's table, Cina Domnului, creates more divisions than unity. Or rather, better said, it is we who take control of the table, who create divisions and don't allow people to come to Jesus and don't allow people to partake and eat and drink. Because we've taken the Lord's table, we've made it our table, and now we tell people, you can't come and you can't come, you're not holy enough, you're not righteous enough. Ladies and gentlemen, if you're here this morning as the saints, the holy people of God, there are still feelings in me where I feel I'm still unworthy to approach the table, and none of us are worthy. It's precisely by partaking of the body and of the blood that makes you holy. This is where we experience salvation. And so how do we connect this to Holy Communion? Let me conclude. Who does the table belong to, number one? It's the Lord's table. It's not mine. It's not yours. The Father prepares the table by offering his Son, Jesus Christ, as the sacrifice. Jesus is both priest and lamb is offered here. And if, just like in Psalm 23, verse 5, if God is the host, all of us are the guests. And we as the guests have no right to take control of this table and to say, you as the other guest and you as my brother, you've hurt me, you've become my enemy, you have no right to partake. Because I'm not the host. God is the host.
And Jesus is offering his body and his blood. And if we think we're preaching gospel and Jesus desires all people to come, who am I to stop you? And you, who am I to stop my own enemies? Because it may be if I bring my enemy to the table, both me and my enemy are reconciled, and my enemy is also reconciled with God. Do we not desire the unity of all people? Jesus came to save not just a select few, but to offer salvation to all people. And so Jesus is the one who prepares the table before us, in our presence, for our enemies. His love, it's his life, it's his gift, it's his blessing. God is the host, we are the guest. We as the prophetic church prepare people to come to the body and to the blood and divinity of Christ. We as the church offer hope. We show people this is hope. This is what you ought to see. You're seeing pain and suffering in the world, but we see resurrection. We see life in this table. We see reconciliation. We see salvation. We see transformation. The world sees death. And yes, we see death too, and we see it death here, but we see it differently. We see it rightly. We see it faithfully because the God that we serve is a God of life and resurrection and hope. Secondly, as Elijah the prophet led the enemies of Israel to a great feast of food and drink, we as the church lead all people, whether they're your enemies or not, to the great feast of the body and the blood of Christ. We as the church don't kill our enemies. We love our enemies. We love the neighbor. We love the stranger. We give hope. Always remember to never forget that you too were once rebelling and resisting. And you were an enemy of God, but God in his love gave you food and drink to satisfy you. And as I said last time, a preacher and a teacher of the gospel will lead people to the living word of God so that they might partake and have life. And finally, number three, the way we respond to hostility is through loving hospitality. The way we fight evil is with goodness. The way we fight our enemies is by embracing them with love, care, and compassion. The way God answers our hunger of anger and hate is by the bread of love and kindness. The way God responds to our thirst of vengeance is with the drink of his mercy. It's very easy to pray for the destruction of our enemies, but learn from Elijah. He prepared a great feast for the enemies of Israel, and it says the marauding bands of Arameans did not come again to Israel, because the way the gospel defeats your enemies is by feeding them and loving them abundantly so that they may see the kindness and the goodness of the Lord. If we respond with hostility rather than with hospitality, how will healing take place in this broken world? How will a dark and dying world truly see and know hope? And so I conclude with two passages. Proverbs 25 says, if your enemy is hungry, give him food to eat. And if he is thirsty, give him water to drink, for you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. And Paul in Romans 12 says, but if your enemy is hungry, feed him. And if he is thirsty, give him drink. For in doing so, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. And so this morning, many of us have probably resisted and rebelled against the Lord this past week. Maybe you as a young man and young lady have resisted and rebelled against the Lord this past year. And you've had doubts and you've had questions. But the Lord does not want and does not desire your death, but wants to see life and restoration. It is in holy communion that evil is overcome with good. The Lord bless you, church. Amen. Amen. Thank you, Andy, and good message. Dați-mi voie să fac câteva anunțuri și o să continuăm părtășia noastră ascultând cuvântul Domnului și apoi stând la masă cu Domnul. După masă o să avem oaspeți, vă rugăm să veniți din timp la biserică, o să fie foarte frumos. De azi, într-o săptămână, respectiv în duminica de 11 decembrie, la serviciul de seara, vom avea o colectă importantă, specială, zicem noi, vom aduna fonduri pentru a putea să binecuvântăm pe alții, să purtăm grijă de cei care
au mai puține fonduri, au greutăți mai multe, frați cu familii numeroase, nevoi și lipsuri mai mari. De aceea să arătăm dragostea noastră față de Domnul, având o dragoste sinceră unii față de alții. Purtați-vă sarcinile unii altora, spunea Pavel în Galateni, și astfel veți împlini legea lui Hristos. Legea lui Hristos este să ne iubim unii pe alții și să ne ajutăm unii pe alții. Fraților, nu să ne urăm unii pe alții sau nici să ne demolăm, ci să ne ajutăm, să ne iubim nu numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Apoi, iubiții mei, aș vrea din toată inima să vă uitați în buletinele care le aveți, dacă vreți. Sunt câteva greșeli acolo, în sfârșit. Am ajuns acasă pe la ora 12 de aici, de la biserică, și am lucrat până la ora 1 la buletinul ăsta duminical. Două greșeli sunt în el. Nu le vedeți dumneavoastră pe alea. Dar uitați-vă la programele pentru Crăciun și pentru anul nou. Sunt foarte frumos specificate acolo când încep și când sfârșesc. Ne ridicăm în picioare acum împreună cu grupul de laudă. Ne pregătim să dăruim pentru Domnul, darurile noastre. Este ultima lună din 2016. Obiceiul casei este că în duminica primă, duminică din lună, la cina Domnului și dimineața și seara, adunăm fonduri, zeciuieli și daruri Domnului, potrivit cu binecuvântările pe care Domnul ne le-a dat în luna noiembrie. Și dacă Domnul ne-a binecuvântat cu sănătate, cu lucru și cu toate cele necesare, să-L binecuvântăm și noi cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu binecuvântează pe dădătorul voios. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Laudă Domnului! Ne închinăm și cântăm. Curățiți-te, vă ca și înnoit prin
ascultă-mi-a lui Iisus cuvânt. Vă invităm să reocupați locurile. În continuare ascultăm spre slava Domnului pe sora Raluca Vieru cu un solo, după care va predica fratele pastor Avram Bergheanu, Domnul să-l binecuvinteze. Corul bisericii va cânta în timpul slujbei de celebrare a cinei Domnului la frângerea pâinii. Amin. Sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talanți acum să vii pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va sări. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce glasul meu răsună în noapte, să-l audă vreau creștinii peste tot. Iată împăratul vine, pașii lui se aud mai des în depărtări. Lasă lumea și păcatul, incurat să fie haina ce o porți. Strig acum a doua oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce să ne ducă sus în cer. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Încă o dată, slăvit să fie Domnul! Amin. Vreau să vă spun că sunt bucuros, nespus de bucuros să fiu alături de dumneavoastră în dimineața aceasta. Am putut să vin din partea familiei mele, din partea Bisericii Agape. Frații care fac parte și bisericile în relația bisericilor aparținătoare de Assembly of God, din Comitetul Executiv, transmit harul și pacea Domnului peste dumneavoastră.
Venirea mea a fost posibilă prin invitația fratelui Emeric. M-am simțit bine în casa lui și vreau să mulțumesc public felul în care dânsul s-a comportat cu mine și cu cei cu care am venit în Atlanta. De asemenea, văd fețe care ați plecat din Portland și au trecut 7 ani. Am întrebat cam de cât timp ați plecat, de 7 ani. Mă bucur că slujiți în casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Pun numele Domnului peste bisericile din Atlanta, peste dumneavoastră, peste Biserica Philadelphia, în mod special, și zic ca harul și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână cu noi toți. Amin? Pare rău că au trecut atâția ani, eu nu cred că am fost vreodată în clădirea aceasta. Nu-i chiar așa departe Portland de Atlanta, dar se pare că fiecare avem chemarea noastră, avem locul nostru, avem porția, postata unde Dumnezeu ne cheamă la lucrare. Vreau să vă spun, îi spuneam fratelui Luca, până la 2 și jumătate azi dimineață m-am tot luptat ce text să iau pentru dumneavoastră. Nu pretind că voi predica teologic, nu vreau. În ultimii ani din viața mea de slujire ca păstor senior, am învățat că lucrurile practice care trebuie să le punem în viața noastră sunt cele mai importante ca și biserică. Dar vreau să vă zic că câteva gânduri. În primul rând, ce am văzut aici, inscripția, scrie anul părtășiei. După aceea, tânărul care a predicat în limba engleză atât de frumos, a vorbit de reconciliation. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă în dimineața aceasta un text, e un singur verset, care îl voi citi la vremea potrivită. E și cina Domnului, așa că am să încerc să combin câteva lucruri despre cină, dar permiteți-mi să-mi deschid inima. Spuneam fraților aseară și cu care mă întâlnesc, you have two chances când mă cunoști pe mine, ori să mă urăști, ori să mă iubești. There is no middle. There is no middle. Mă, poate, omul ăsta e two chances. Felul poate de prezentare, felul de a vorbi, atât cu generația tânără, cât și cu generația mai puțin tânără. De multe ori ne obișnuim, frații mei, cu programele. Ne obișnuim cu cântarea, ne obișnuim cu predica, ne obișnuim cu rugăciunea. Dar uneori, sau poate deseori, ne este teamă de momentul intim cu Domnul Iisus Hristos. Mai mult alergăm la oameni să avem întâlniri și la frați și la surori, nu-i rău. Dar intimitatea cu Domnul Iisus vorbește așa de mult. E intimitatea care am descoperit-o în părinții mei și în înaintașii noștri, în relația lor cu Domnul. Știm să explicăm foarte bine, predici foarte bune, sofisticate despre ceea ce este cina. Dar, întrebarea în dimineața aceasta, câți îl băgăm în seamă pe Domnul Iisus Hristos, în mod real? Câți din noi îl băgăm în seamă? În dimineața aceasta să privim puțin la cina Domnului și întrebarea se pune, câți înțelegem ceea ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât, pe cine? Pe Iisus Hristos și pe El, cum? Răstignit. E un adevăr. Privind spre cina Domnului, eu îmi place să spun, sunt 4 priviri. În primul rând, o privire în spate. Și am să spun și în engleză, doar la introducere în engleză. Looking at communion, we remember what Christ has accomplished in our lives. Ne amintim privind înapoi, în urmă, ce a realizat Hristos pentru viața noastră. Adică poziția pe care ne-a dat-o și Hristos a câștigat-o pentru noi. 1 Petru 2, 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Amin? Amen. El este Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Deci privind înapoi ne aducem aminte, eu cel puțin, la cina Domnului, de trecutul meu păcătos, de groapa de unde am fost izbăvit, de felul în care păcatul mă ținea legat, privind înapoi, îmi dau seama, eram calificat, Avram Bergheanu era calificat pentru iad, pentru că acolo era destinația mea. Dar, slavă Domnului, pentru că azi, la cina Domnului, ne aducem aminte căci pentru noi a venit Domnul nostru, Iisus Hristos, să ne izbăvească. Slăvit să fie numele Său! Prin jertfa Lui am devenit liberi, iar acum avem o destinație nouă, destinația mea și a ta, este Raiul lui Dumnezeu. Este împărăția lui Dumnezeu. Ne aduce aminte de moartea Domnului Iisus Hristos, de sângele Domnului, de rănile Domnului Iisus Hristos. Asta e
aducere aminte privind în trecut. Dar cina Domnului ne mai obligă să privim în lăuntrul nostru. Să privești în lăuntrul tău. Trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta. We need to examine our lives and make repentance. Nu doar ce a făcut Hristos, ci privirea trebuie să fie și în interiorul meu. Să-mi examinez viața și să mă pocăiesc. Să mă pocăiesc. 1 Corinteni 11 cu 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci e privirea în lăuntrul meu, nu în fratele, ci în lăuntrul meu. Ne verificăm relația pe verticală cu Domnul Iisus Hristos și pe orizontală cu frații noștri, frații mei. E privirea din interior, apoi mai există o altă privire, looking outward. Adică în jurul nostru e relația cu Domnul, e privirea în interior, dar și în jurul nostru. Because we participate spiritually by taking communion. Deci participăm spiritual luând cina împreună. 1 Corinteni 10 17. Având în vedere că este o pâine noi, care suntem mulți, suntem oameni. Un trup? Că toți luăm o parte din aceeași pâine. Ce-mi spune privirea aceasta în jurul meu? Că sunt al Lui, sunt al Domnului, dar vreau să vă spun ceva. Ce dumneavoastră știți? Sunt și al tău și tu ești al meu. Pentru că faci parte din trupul lui Hristos. De multe ori uităm lucrul acesta. We need each other. Avem nevoie unul de celălalt. Nu trăim pe o insulă, ci facem parte. Și în ultim rând, looking ahead, privind spre viitor, we proclaim the true message of the gospel, privind în viitor, proclamăm mesajul Evangheliei care este scris în 1 Corinteni 11 cu 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Slăvit să fie Domnul! Deci cina Domnului trebuie și întotdeauna învăț și Biserica Agape și oriunde mă duc, aceste patru priviri trebuie să existe în viața noastră. În urmă, să vedem ce a făcut Hristos pentru noi, poziția în care ne-a pus, dar apoi practica poziției în Hristos. Dacă ești fiu, trăiește ca fiu. Deci nu numai că privim în trecut, privim în noi înșine, privim în jurul nostru și privim în viitor. Pentru că Hristos va veni să-și ia mireasa Lui. Slăvit să fie Domnul! Acum intru în ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Și să știți că subiectul ăsta l-am predicat în perioada în care Dumnezeu m-a frământat într-un mod deosebit. Cu câțiva ani în urmă, nu de mult, am avut un accident. Am vrut să mă urc în spate, de pe deacul din spate, am pus scara să iau niște cireșe care nu erau nici măcar coapte. Și scara a căzut. Am căzut și eu, piciorul stâng a rămas între fuștei aceia scării, iar glezna piciorului stâng a fost complet ruptă. Piciorul se mișca în voie liberă. Una din fetele mele era acolo, era pe timp de vară, trebuia să mă duc la o convenție de tineret, o strigat și eu, ca și cum, ca o glumă, am zis, o, nu-i nimic, îmi pun piciorul, l-am pus, o plecat în dreapta, l-am pus în stânga, o mers în stânga, am ajuns la spital. Mi-am dat seama, 3 săptămâni în spital, 3 săptămâni, 4 operații, 3 plăci, glezna piciorului stâng, când o lume spunea, you will not walk again, n-ai să umbli, vei școpăta toată viața. Vreau să vă zic, și asta e ca un fel de introducere, nu mi-am pus fereastra aceasta, exemplul acesta, când chiar din poporul român, dacă îmi permiteți, profeții și cuvinte care spuneau, pentru că și-au intrat oamenii în judecată, de aia ți s-a întâmplat. Aveam un prieten care mi-e și acum, un păstor american, care împreună cu un indian și alți 2 păstori în Salem, Oregon, la o distanță mare de Portland, erau la o masă să discute. Și la un moment dat, păstorul acesta indian se oprește și spune, Dennis, you have a friend in Portland. Și Dennis, dacă l-ați cunoaște, e așa, nu-i chiar atât de slab, și zâmbește și râde, e întotdeauna foarte pozitiv și a zis, am lots of friends in Portland. Dar el a zis, no, he's an ethnic friend. A good friend, un prieten bun. Și atunci Denis s-a oprit și a zis, this is my brother Avram. El este etnicul. Zice, Dumnezeu mi-a descoperit că
că și-a rupt glezna piciorului stâng. Indian. Transmite-i mesajul că nici nu va șchiopăta și nici nu va avea durere și va fi vindecat 100%. Asta a fost doar una din sute sau din mii din experiențele noastre cu Dumnezeu. Denis, dacă l-ați cunoaște, poate l-aduc o dată să vedeți cum este, că sunt prieten de el peste 20-25 de ani. Zice, you know what, acum te văd ce fel de profet ești. N-a vorbit în limbi străine, au zis exact în limba engleză. Zice, mergem la Portland. O sunat acasă, au răspuns cine era acasă, a venit la spital Denis și cu păstorul indian. Îmbrăcat în ținuta lui, au intrat înăuntru și cuvântul profetic a avut loc. Bineînțeles, a fost harul și mila Domnului, dar perioada de 3 săptămâni în spital mi-a schimbat radical viața. Ce voi vă spune astăzi, poate vă zice lucruri simple, bătă-s lucruri adevărate. În perioada de spital mi-am dat seama că Dumnezeu te poate scoate pe tușă anytime. Știți, nu spun să ridicați mâna mie, eu am fost în tinerețe mea pe lângă alte, să zic, plăceri sau ce făceam, care îi puneam, cum să zic, în amărăciune pe părinții mei, era că jucam fotbal și îmi plăcea. Și câteodată mă mai uit la ceva, dacă e ceva extraordinar. Un antrenor la o echipă de soccer, de fotbal, scoate afară pe cineva care ori o obosit pe teren, ori face ce nu trebuie, ori, știu eu, merge echipa foarte bine și îl scoate afară. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a scos pe tușă pentru că ochii mei, relația mea cu El și viziunea care Dumnezeu a pus-o și pentru slujire și pentru biserică, cumva s-a depărtat de El. În cele 3 săptămâni, pot să spun, azi, și poate unii din noastre veți înțelege, poate unii nu, au fost cele mai frumoase săptămâni ale vieții mele, acolo în spital. Pentru că în durerea aceea și în examenul care l-am dat, n-am avut altceva de făcut decât să strig la Domnul. Să-mi fac o verificare personală a relației mele cu Domnul, a relației mele cu frații, cu biserica, cu celelalte biserici, cu creștinii, cu oamenii, cu necredincioșii cu care vin în contact. Dumnezeu m-a scos pe tușă pentru că El vroia să stea face to face to me. Adică să discute cu mine. Uneori suntem atât de ocupați în meseria noastră de biserică și în meseria noastră de cântăreți și de coriști și de, deci eu vă spun la toți, încât pierdem cheia care trebuie să existe în creștinismul de azi, relația cu Domnul. Așa că acceptați dacă Dumnezeu vă trece prin modelare, dacă vă trece prin lucruri care nu convin, acceptați că e mâna lui Dumnezeu și împreună cu mine să învățăm că Dumnezeu vrea să ne modeleze, să semănăm cu El tot mai mult. Amin? Am spus aseară la biserică unde am predicat, am zis, viața de creștin, dacă ar fi să zic punctul întâlnirii mele cu Hristos până la venirea lui Hristos, nu e o linie continuă, ci este o sinusoidă, e up and down. Interesant este, n-am înțeles așa mulți ani în viață, dar acum înțeleg că de fapt văile și adâncimile și necazurile și problemele și atâtea și atâtea lucruri care vin în viața noastră, de fapt alea au un scop special, să-mi formeze caracterul meu cristic. Să mă întâlnesc cu El și dacă lucrurile acelea și momentele alea nu le admit și nu las mâna lui Dumnezeu, mâna olarului, care zice așa Isaia și Ieremia, zice, voi sunteți în mâna mea ca lutul în mâna olarului. Și interesant zice, uneori vasul nu iese cum trebuie, dar Dumnezeu, pentru că noi suntem în mâna Lui, zice, hei, n-am să renunț la tine, noi ușor renunțăm la oameni. Dar Dumnezeu zice, nu, am să mă ocup și am să-i dau o formă cum îmi place mie. Așa că prețuiți-vă. Haideți să intrăm în subiectul de astăzi. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Deci în perioada aia de 3 săptămâni Dumnezeu mi-a dat câteva, să zic eu, predici, subiecte, care sunt un pic mai diferite. Și întrebarea mea în dimineața aceasta pentru dumneavoastră, pentru noi care venim la cina Domnului. Care este mai importantă? What is more important? Închinarea? Rugăciunea, predica, cântarea, slujba noastră, care e mai importantă? Toate acestea sau restaurarea relațiilor?
restaurarea relațiilor. E mai importantă decât predica lui Berghiano, decât cântarea solo, decât cântarea corului, decât tot ce facem, frații mei. O adevărată biserică este aceea care pune preț pe restaurarea relațiilor rupte sau inexistente, deoarece viața creștină este o continuă creștere în a învăța cum să ne iubim. Cum să trăim, și Dumnezeu ne cere să depunem orice efort pentru menținerea relațiilor, pentru vindecarea relațiilor. Știți care e problema cea mai mare a bisericilor, să zic, românești sau româno-americane? Menținerea relațiilor. Aici eșuăm. Aici cădem. Noi suntem chemați pentru menținerea relațiilor, pentru vindecarea relațiilor și nu să renunțăm la ele ori de câte ori avem o problemă sau un conflict în viața familiară sau viața de biserică. Doar atunci, mulțumirea și recunoștința sunt la ea acasă. E un mod de viață. Și textul care l-am pentru dimineața aceasta este din 2 Corinteni 5 cu 18. Merge foarte bine cu ceea ce a vorbit în urmă acesta. English. God had reconciled us to himself by Jesus Christ and had given to us the ministry of reconciliation. Dumnezeu și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ne-a împăcat Dumnezeu cu Hristos, cu El, prin Iisus Hristos. Și ne-a încredințat. Ce ne-a încredințat? Slujba împăcării. Asta e cheia. Noi toți membrii din trupul lui Hristos avem această slujbă. Este slujba împăcării. Dumnezeu ne-a dat tuturor slujba împăcării. De aceea, în mare parte, Noul Testament ne învață cum să ne înțelegem și cum să ne comportăm unul cu celălalt. E slujba împăcării. Copiii noștri vor rămâne lângă Domnul și nepoții noștri și biserica va crește, se va maturiza când vor vedea în cei ce slujesc și în cei ce fac tot ceea ce trebuie în casa lui Dumnezeu, că în primul rând Dumnezeu ne cheamă înainte de orice la menținerea relațiilor, la slujba împăcării. Dumnezeu ne-a dat tuturor această slujbă. Filipeni 2, 1 la 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, vă întreb în dimineața aceasta, există îndemnare în Hristos? Există. Există mângâiere în dragoste? Există. Există o legătură a Duhului? Da, există. Există milostivire? Există îndurare? Da, există. Pavel spune, atunci faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Slăvit să fie Domnul! Asta vrea Dumnezeu de la Biserica Philadelphia, de la Biserica Agape. Asta vrea Dumnezeu. Fiți atenți, dragii mei frați și surori! Pavel ne arată și ne învață că felul în care știm să ne comportăm cu frații noștri, deci felul în care eu, ca păstor, ca membru în biserică, ca membru în trupul lui Hristos, știu să mă port cu frații mei, este semnul și dovada spiritualității noastre. Spiritualitatea nu se vede în mulțimea darurilor. Faptul că ai 10, 5, 50 de daruri nu îți dă dreptul sau nu te postează ca un om, nu te caracterizează, nu mă caracterizează ca un om spiritual, ci felul în care mă comport cu frații mei, felul în care vorbesc, felul în care mă comport cu ei. Acesta este semnul spiritualității. De multe ori n-am crescut așa, n-am fost învățat așa, dar uitați ce zice Roman 15:5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Amin? Și așa, să aveți aceleași simțăminte. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste
unii pentru alții. De aceea Pavel a fost șocat, rușinat, când a aflat că în biserica lui Corint, dacă citiți 1 Corinteni, capitolul 7, lupta era așa de mare. I-au ajuns oamenii să apeleze și la, și la corturi. Deci Dumnezeu vrea să ne învețe. Pe mine m-a învățat o lecție până la sfârșitul vieții mele, că înainte de orice, înainte de orice, restaurarea, menținerea relațiilor între frați, între biserici, în trupul lui Hristos, este mult mai importantă decât orice facem în casa lui Dumnezeu. Amin? Așa vrea Dumnezeu. Haideți acum să privim puțin la câțiva pași. Dacă vrei binecuvântare, dacă dorești ca modul de viață să-ți fie mulțumirea și recunoștința, atunci trebuie să înveți, trebuie să înveți ca mădular în trupul lui Hristos să fii un împăciuitor. Asta e cheia. Asta e slujba la care Dumnezeu ne-a chemat. Stau să mă gândesc înaintarea bisericilor cu zeci și zeci de ani în urmă, măi, de ce s-au făcut? Meditez tot mai mult, nu pentru că trec în viață, că sunt mai puțin tânăr, ci pentru că îmi dau seama că înaintașii noștri au avut ceva ce posibil generația de astăzi nu are. Aseară am vorbit de diferența dintre cele trei generații, Avraam, Isaac și Iacob. Iosua, bătrânii care au trăit după Iosua, și zice că s-a ridicat o a treia generație care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cum pot să ajungă copilul meu sau nepotul meu, o generație, să nu-L cunoască pe Dumnezeu? Foarte simplu. Prima generație care urmărește relația cu Dumnezeu și relația cu frații, îl interesează ce zice Dumnezeu. Și ghidul lui este Biblia. A doua generație e generația care e de miștoc, nu-l mai interesează ce zice Dumnezeu, îl interesează ce zic frații. What do you think about this? Ei cunosc Biblia, dar nu vor să asculte, ci interesează ce zice frații. Și frații sunt frați. Ei nu mai pun bază pe cuvântul lui Dumnezeu, ci pe cuvintele fraților. Și zice că a treia generație nu-i mai interesează nici cel puțin ce zice Dumnezeu, nici cel puțin ce zic frații, zice ce vreau eu. Și atunci a treia generație este o generație care nu cunoaște pe Dumnezeu. De-aia Iacov, când vorbește cu Labanii, zice Dumnezeul lui Avram de care se temea tata. E generația a lui Isaac, a fost generația care a văzut minunile numai la tatălui, la Avram. Și Iacob, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a trebuit să se întâlnească cu Dumnezeu, să fie lupta aceea puternică și să-L descopere pe Dumnezeul bunicului său, Avraam. Deci e foarte importantă relația noastră cu Domnul, relația noastră cu frații. Deci dacă vreau binecuvântare, dacă vreau modul de viață să fie o viață de mulțumire, atunci va trebui să învăț să fiu un împăciuitor. Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Este extraordinar. Ce nu este împăcarea? Nu este evitarea soluției și a problemelor. Nu este. Nu trebuie să fugi de ea, nu trebuie să pretinzi că nu există, frica nu este o soluție. Ce nu este împăcarea, nu este atenuarea sau potolirea situației, lăsând pe alții să stăvălească viața. Nu-i nici asta. Haideți atunci să vedem cum pot să restabilesc o relație. Cum să restaurez o relație, o părtășie. Cum pot să faci această reconciliere? Frații mei, ce voi spune aici e my duty as a Christian. E stilul de viață și este ceea ce Dumnezeu vrea. Cum să restabilești o relație? Câți din noi în dimineața aceasta suntem, să nu zic falimentari, dar e loc de improvement și de în domeniul relațiilor, că e vorba de copii, părinți, frați, surori, biserică, biserici, lucrători. Câți din noi avem o deficiență? O mână sus. Asta puteți să faceți. Noi toți avem nevoie de restabilirea relațiilor. N-ați văzut ce poate Dumnezeu să facă cu o familie și cu o biserică a cărui prim scop este menținerea relațiilor. Dumnezeu face semne și minuni în locul acela, pentru că au același gând, același cuget, același duc. Deci cum să restaurezi? În primul rând, vorbește cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana. Ascultați-mă bine. Eu vă spun că chiar dacă n-am fost la dumneavoastră aici, chiar dacă voi veni peste câteva luni sau peste ani, sunt adevăruri. Asta încerc eu prin harul Domnului și îl rog să mă ajute. O relație se stabilește, primul pas este să vorbești cu Dumnezeu înainte să vorbești
cu persoana. Dacă vei vorbi cu Dumnezeu înainte să iei, să iau telefonul, să vorbesc, voi da posibilitatea lui Dumnezeu să vindece inima mea. Ascultați-mă. Și eu sunt păstor de biserică și avem un consiliu executiv și lucrători și comitet. Au fost surprinși unii după lecțiile pe care Dumnezeu m-a învățat când a intervenit o situație gravă, o situație care trebuia rezolvată, în care am spus, recunosc gravitatea situației, but this is my motto of my life. Pentru două zile și două nopți vreau să mă duc deoparte, să stau înaintea lui Dumnezeu să vorbesc. Vreau să vă zic ceva. Dacă noi toți, împreună cu mine, în toate situațiile și problemele, și pentru că în biserică așa e, în familie așa este, dacă toți ne-am fi luat timp să vorbim cu Dumnezeu înainte să vorbim cu persoana, vă spun drept, din 10 situații, la 9 am fi acționat diferit. Și oamenii prima dată au zis, frate Vram, ce-i cu tine? Zic, I know the scripture, dar vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Dumnezeu, în timpul în care vorbești cu El, se ocupă și îți dă posibilitatea ca inima ta să fie vindecată. Majoritatea conflictelor în familii, în biserică, vin din nevoi neîmplinite, unmet needs. Fiecare avem nevoi și conflictele vin de aici. Și ori de câte ori vom aștepta ca cineva să ne împlinească nevoile pe care numai Dumnezeu le poate împlini, vom da posibilitatea dezamăgirilor și a conflictului. Deci ca o relație să fie menținută, puneți-o la orice nivel, este să stai, să vorbești cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana. O să vă dau un exemplu din familia părinților mei și fratele Lucu, acum a zis, cunoaște familia Bergheanu. Eu, tânăr crescând, ca și copiii dumneavoastră, am avut nevoie de o întâlnire radicală, personală, cu Hristos, ca El să ia ființă în viața mea. Dar tot îl auzeam pe tata, în familiile, în discuțiile din familie, care zicea, copiii, ne aduna pe toți împreună, toți 9 copii, și zicea, trebuie să intrăm în post și rugăciune. Mă, tată, dar de ce să intrăm în post și rugăciune? Zice, uite, cu tare familie, cu tare persoană, ne-a vorbit de rău, ne-a făcut un rău. După mintea mea atunci, zice, mă, dar lasă-mă, mă, tată, că îl învăț eu minte, îi fac eu ceva. Tata zicea, no, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu și postim 2 zile pentru nevoia asta. După 2 zile, familia se adună la oaltă și discutăm ce-i de făcut. Frații mei, punerea deoparte a mea și a ta, statul de vorbă cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana, să-i auzi vocea Lui, să ai relație cu El, El să-ți spună cum să acționezi, face minuni în viețile noastre. Face minuni. Ăsta este primul pas. Iacov 4:1-2 zice, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu se referă la ea din lume, la ăștia din biserică. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă mădularele voastre? Voi poptiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Aici, dacă te duci în original, pentru că nu cereți, acolo se referă la, vezi, nu aveți relație. Nu aveți relație cu mine. Deci mai mult decât orice, mai mult decât serviciile noastre, mai mult decât orice, trebuie să ne intereseze relația cu Domnul nostru Iisus Hristos și relația cu frații noștri. Asta să fie pe prim plan. Deci, în primul rând, să vorbești cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana. Mă întâlnesc cu tineri, mă întâlnesc cu cei mai tineri, copii, frații în vârstă, întotdeauna le dau. Ai vorbit cu Dumnezeu înainte? Păi n-am vorbit. Păi tu te vorbești cu Dumnezeu. Pune-te pe genunchi. Ia o zi de post, stai înaintea lui Dumnezeu, să vezi ce face Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin noi, din interior în exterior și îți pune liniște și îți pune pace și îți pune principiile Lui, sfinte, divine în viața ta. Deci, în primul rând, vorbește cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana. Al doilea pas, fii tu cel ce vei lua întotdeauna inițiativa. Am hotărât un alt moto. Voi lua inițiativa. Nu contează dacă ești ofensat sau ai ofensat pe cineva. Restaurarea părtășiei este înaintea închinării. Permiteți-mi să vă zic, să nu vă supărați. Restaurarea părtășiei și a relațiilor este înainte de a veni la cina Domnului. Poate să zică cineva amin. Este înainte, eu îmi spun mie. Deci fii tu cei ce vei lua întotdeauna inițiativa. Matei 5:23-24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul.
Vedeți restabilirea relațiilor. Fii tu cel ce vei lua întotdeauna inițiativa. Știi cine va lua întotdeauna inițiativa? Cel ce a făcut primul pas. Cel ce a stat de vorbă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a comunicat, pentru că cred acum. Noi toți suntem fii și copiii lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu comunică și îți spune și te scoală noaptea. Te scoală noaptea și zice ce să faci. Am dat un exemplu aseară ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu și vreau să-L dau și la dumneavoastră. Aveam 18-19 ani, eram plecat în armată. Capitanul armatei Scarlet pe vremea aceea în București, când o zis, ești, toți pocăiții să facă un pas înainte. Eu eram vreo 21, am ieșit 4. Bineînțeles că am discutat noi între noi, tu de ce n-ai ieșit? Dar capitanul a zis, până la sfârșitul armatei îți voi dovedi că nu există Dumnezeu. Și am zis, până la sfârșitul armatei nu știu ce va face Dumnezeu, dar Dumnezeu va dovedi că El există, capitane. Și am făcut școală regimentală și după ciclu 1, în ciclu 2 eram caporal cu diagonală, funcție de sergent, ne-am dus la Babadac sau Cincu, nu mai rețin, și am învățat generația, adică prima promoție, promoția nouă să arunce cu grenada și în groapa în care eram, acolo erau 3 caporali și un locotenent și dădeam în mâna soldatului grenada, cea mai puternică grenadă cu schije. Și am stat acolo vreo 2 ore, ca după 2 ore acest capitan care l-a jurat pe Dumnezeu, ce n-am auzit în viața mea astfel de înjurături, și pălmuiți, pocăiții, în România, în perioada aceea, 78-80 ani aceia. Întotdeauna au făcut lucrul ăsta. S-a întors la un moment dat și a zis, caporale, ieși afară. Și am zis, dar de ce să ies, că nu aveți pe altul care să înlocuiți. Bine, s-a dus, după 2-3 minute, după câteva minute a venit din nou, zice, ieși afară. Iar a plecat, după alte câteva minute a venit înapoi și a dat mantia neagră, cum era 2 dimineața, și a dat-o în spate și a scos pistolul care l-avea și a zis, dacă nu ești din groapă, te împușc acum. Și am ieșit, am fugit, am tremurat. După 5 minute a avut loc ceva acolo, a avut loc o explozie. Locotenentul care a venit de pe băncile școlii a uitat să întrebe pe soldat, pentru că trebuia să-i întrebi, arunci cu mâna stângă sau cu dreapta? Și copilul ăla, un tânăr maghiar din satul mare sau Baia Mare, i-a pus grenada în mâna dreaptă și când s-o dea să o arunce, a fost ca un om handicapat. Și în loc să o arunce peste movila de pământ, peste mușuroiul ăla mare, mare de pământ, a pus-o exact și a coborât jos și a explodat. Mâini, picioare, rinichi, sânge, descalificarea batalionului, a unității militare. După câteva minute, după ce și capitanul a fost degradat și absolut tot, pentru că s-a ajuns până la partea centrală a Bucureștiului, a venit la mine capitanul ăsta și a zis, ascultă băi, nu mai zici nici caporalul, nu mi-a zis nici cum. Zice, nu știu ce Dumnezeu ai, dar Dumnezeu ăsta pe care l-am înjurat și ți-am făcut rău 9 luni de zile până acum, s-a folosit de un stricat și un bețiv și un om rău ca mine să-ți salveze viața. De azi înainte, mâna mea pe tine nu va mai fi pusă. Dar nu asta e cheia. După 4 zile am primit o scrisoare, tatăl meu scria în versuri, era ca un fel de poet, ne scria scrisori în versuri. După 4 zile am primit o scrisoare în care nu mai erau versuri, erau numai cuvintele următoare. Rețineți ce înseamnă relație cu Domnul, rețineți ce înseamnă să ții relația cu frații, cu familia, cu copiii. După 4 zile am primit și în loc de versuri, erau numai 2-3 strofe. Copilul nostru drag și scump Avram, te rog să ne spui cu 3 nopți sau 4 nopți în urmă, la ora 2 dimineața, ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că Duhul lui Dumnezeu a trezit-o pe mamă ta, pe Aneta, și zice, m-a scuturat, m-a zgârțit, sau cum zicem noi în Transilvania, și a zis, Petrișor, scoală-te că Satan vrea să ia viața lui Avram. Și Tico a zis prima dată, lasă-mă tu, femeie, la 2 dimineața. Petrișor s-a pus înapoi în pat și după aia a scurat, Petrișor, Satan vrea să ia viața. Și s-a pus pe genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu. Știți ce cred eu? Oamenii ăștia au fost oamenii lui Dumnezeu, care au urmărit relația cu Hristos și relația cu frații. Când ai relație cu frații cum trebuie, când te lupți și faci totul pentru menținerea relațiilor, relația ta cu Dumnezeu e extraordinară. Pentru că nu există să zic că am relație cu Dumnezeu și pe orizontală să nu am. Nu există așa ceva. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne, Doamne Dumnezeule. Fii tu cel ce vei lua inițiativa. În al treilea rând, fii înțelegător, milos cu sentimentele altora pentru stabilirea relației și a părtășiei. O regulă a vieții. O spun fiecăruia, o spun copiilor mei, voi spune nepoților care vor crește. O regulă a vieții. Folosește-ți urechile mai mult decât gura. Ascultă!
Fii înțelegător, fii milos cu sentimentele, cu simțămintele altora. Dacă noi nu avem calitatea aceasta, cine să o aibă? Cei din lume? Vrășmașul care vrea distrugerea? Noi suntem chemați. Începe cu compasiune, nu cu soluții. Concentrează-te la sentimente, nu la dovezi. Ascultă și nu te grăbi să tragi repede concluzia. Asta vrea Dumnezeu. Fii înțelegător, fii milos cu sentimentele altora. Psalmul 73, 21-22. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, adică în simțăminte, în inimă, eram, scuzați, e textul biblic, prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Astea-s relațiile. Înțelepciunea vine când ținem seama de perspectiva altora. Chiar dacă nu vom fi de acord întotdeauna cu fratele și sora noastră, atunci vine înțelepciunea. Voi deveni un om înțelept pentru că țin seama de perspectiva altora. Pentru că Dumnezeu prin harul Lui și prin mila Lui m-a făcut să fiu înțelegător, să fiu milostiv cu sentimentele altora, cu starea altora. Mă duceam cu frații în vizite la familii sau în spital și țineau predica și după ce plecam mă opream și ziceam, măi, dar ce ai făcut? Păi mi-am spus, păi de-aia n-o vrut asta oamenii să-ți pui tu predica. We're supposed to listen, să-i auzim simțămintele și nevoile și necazurile lor și apoi prin Duhul Sfânt Dumnezeu să te folosească pentru ridicare și pentru vindecare. Asta vrea Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu. Deci vorbește cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana pentru restabilirea relațiilor. Fii tu cel care vei lua întotdeauna inițiativa. Sunt așa de mulți oameni care zic, păi să vină el, cel mai periculos. Și o seară cu câțiva frați am spus, zic, I made a commitment to my life, o să îmbătrânesc frumos, prin harul Domnului. O să zâmbesc, o să mă port bine cu oamenii, pentru că Dumnezeu s-a purtat bine cu mine. Și m-a iertat și mi-a dat a doua șansă. Unora ne-a dat a noua șansă. Cel mai frumos e să îmbătrânești, să ajungi la dânci bătrânețe, un om mulțumit, un om fericit, un om care să pui ulei pe rană, să restabilești relațiile în biserica lui Dumnezeu să vină. Eu visez pentru așa o biserică, dar să știți că biserica aia există astăzi. Ea a început să miște. Și Dumnezeu va da biruință. Fii înțelegător, milos cu simțămintele altora. Apoi, în al patrulea rând, mărturisește-ți partea ta de vină. I know it's not easy. I know predica e un pic mai... Astea sunt aplicațiile practice. Noi asta trebuie să învățăm. Mărturisește-ți partea ta de vină. Atunci când ne admitem greșelile, ne va ajuta să vedem situația mai clară. Știți de ce? Pentru că toți avem puncte oarbe, blind spots. Toți avem. Și dacă nu suntem atenți, vom produce o rană mai mare, un conflict mai mare ca cel original. Mărturisește-ți partea ta de vină. Nu odată, nu de zeci. De sute de ori, când indiferent că am avut eu sau n-am avut dreptate eu, sau au avut fratele sau n-au avut dreptate, pentru faptul că m-am dus, pentru faptul că te-ai dus și ai spus, știi ce? Posibil că am fost vinovat. I don't know how much. 5%, 10%, 90%. Would you please forgive me? Mă, să știți ce minuni se ascund într-o astfel de mărturisire? Dumnezeu face semne și minuni în momente ca acelea, fraților. Mărturisește-ți partea ta de vină. Matei 7:5, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slujit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. 1 Ioan 1:8, mărturisește-ți partea de vină, are de-a face cu versetul ăsta. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Nu există într-un conflict unul să fie drept și unul vinovat. Într-un conflict, amândoi sunt vinovați. Problema e procentajul. Cât la sută? Who cares? Nobody. Dumnezeului, Dumnezeu îl doare. Îl doare inima și vrea ca relațiile noastre să fie restabilite. Să alergăm după ele. Mărturisește-ți partea ta de vină. La cincerea rând. Atacă problema, nu ataca persoana. Îți dovezi clare. Nu voi fixa problema sau conflictul dacă mă voi concentra pe cine să pun vina. Trebuie să alegem între cele două. Problemă sau persoană. Să nu uităm niciodată, dragii mei.
în rezolvarea oricărui conflict, cum vorbești este mai important decât ce vorbești. Cum vorbești? Vă aduceți aminte, eu nu pot să zic exact, știți descrisoarea unui soldat care i-a trimis la tata lui și i-a zis: tată, cum ești? Tată, eu sunt bine, dar trimite-mi niște bani. Și tata a zis: bă, dar... Unul din familie o citit-o. Păi ce copil, ce-i cu copilul ăsta? Așa vorbește cu tatăl său. Și-a ținut bătrânelul scrisoarea în buzunar și s-a întâlnit cu popa, cu preotul satului. Și-a zis: uite mă ce-a scris copilul ăsta meu, ia citește. Și preotul a zis: tată, cum ești? O să-mi trimiți niște bani. Păi și așa da, mă. A fost același scris. A fost același gând, a fost aceeași dorință. Cum vorbești e mai important decât ce vorbești, fratele meu. Sunt unii atât de abrazivi, Schmirgel, care știți ce e ăla Schmirgel, încât îți vine să fugi. Why? Dumnezeul e olarul nostru și lucrează la prelucrarea noastră, la formarea caracterului nostru. Și eu vreau să cred și cred din toată inima că cei mai binecuvântați, cei mai frumoși, cei mai buni, cei mai modelați oameni pe pământul acesta trebuie să fie creștinii, copiii lui Dumnezeu. Ăștia trebuie să fie. Uitați ce zice în sensul acesta cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 15:1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră țâță mânia. Un răspuns blând. Mai mult, Proverbe 16:21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, cine are o inimă înțeleaptă. Dar dulceața buzelor mărește știința. Dulceața buzelor. Unii din noi, mai ales bărbații români, avem impresia că dulceața buzelor înseamnă că nu suntem man enough, bărbați enough. No, that's not true. Dulceața buzelor mărește știința. Oamenii privesc, ascultă. Atacă problema, nu ataca persoana. Apoi, cooperează cât poți de mult. E un alt pas pentru restabilirea relațiilor. Roman 12:18. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Cooperează cât poți de mult. Dumnezeu v-a binecuvântat, frații mei. Yes, I know, fiecare din noi, o biserică alta, trecem prin atâtea, dar vreau să vă spun că e testul vieții noastre. Reacția pe care noi o avem și relația între frați, între biserici, între frați, între familii, dă un viitor practic copiilor noștri. Momentul ăsta este un moment critic, cum a fost alte momente în viața mea sau viața bisericii. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să devenim oameni după inima lui Dumnezeu. Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Și în ultim rând, subliniază sau caută reconcilierea, nu rezoluția, nu decizia finală, nu asta să-ți fie în cap. Este nerealistic să ne așteptăm ca toți să gândim la fel în toate lucrurile. Relația, în schimb, părtășia, trebuie restabilită chiar dacă nu agreem în toate. Păi nu agrees cu bărbatul tău sau cu nevastă ta după 60 de ani de căsătorie în toate, do you? Dacă e careva să ridice o mână sus, că atunci înseamnă că ați ajuns în rai. Deci Dumnezeu ne cheamă să căutăm reconcilierea, nu decizia finală. Nu uitați niciodată, rezoluția, hotărârea va pune accentul pe problemă, pe când reconcilierea va pune accentul pe relație. Dumnezeu ne cheamă să punem accentul pe relație. Cele mai mari, cele mai dificitare probleme, piedici le avem în domeniul relațiilor. Biserica bazată, ce vrem să fim? Și am dat și am spus atât, cred că după 11 ani de Biserica Agape, cred că poate majoritatea au ajuns și am zis, doresc ca biserica aceasta să fie bazată nu pe programe, ci pe relație. Că programele vin. Fanfară se face, cor se face, atâtea solo, duet, worship teams. Dar o biserică, o familie bazată pe relație are doar de câștigat și împărăția lui Dumnezeu va câștiga. Asta nu înseamnă că vei renunța în găsirea unei soluții, ci înseamnă că vei vorbi și vei acționa într-un spirit de armonie. 1 Petru 3:11, să se depărteze de rău și să facă binele, să caută pacea și să o urmărească. Doamne ajută-ne să facem lucrul acesta, să ne depărtăm de rău, să facem binele, să căutăm pacea, să o urmărim.
Încă o dată repet, Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Este extraordinar. Sunt oameni, sunt mentori ai noștri, oameni cu care mi-e drag să mă întâlnesc, pentru că sunt împăciuitori, sunt fiii lui Dumnezeu, care au înțeles că relația, restabilirea, menținerea relațiilor este deasupra tuturor îndeletnicirilor noastre și a darurilor noastre. Parcurge acești 7 pași pentru restabilirea relațiilor. Cred că nu există unul, începând cu mine în dimineața aceasta aici, să nu avem într-un domeniu o problemă de relație. Nu cred. Nu vă pun să ridicați mâna sus, dar fiecare din noi aveți. Unii veți spune ce a vorbit fratele Avram. Mă interesează, într-un fel, ce gândiți, dar mă interesează mai mult ce zice Dumnezeu cu privire la viața mea și la viața ta în domeniul acesta a restabilirii relațiilor. Parcurge acești 7 pași, pentru că restaurarea și menținerea părtășiei și a relațiilor vor aduce experiențe, vor aduce experiența unei relații personale cu Dumnezeu. Deci, faptul că dau tot ce am pentru restabilire, pentru menținerea relațiilor în trupul lui Hristos, acestea vor zidi și mă vor conduce la o viață de creștin, la o relație cu Dumnezeu extraordinară. Să fii eficient în lucrare. Parcurge acești 7 pași. Vorbește cu Dumnezeu înainte să vorbești cu persoana. Amin? Doamne, ajută-ne! Fii Tu cel sau cea care vei lua întotdeauna inițiativa. Ajută-ne, Doamne! Fii înțelegător, milos, cu simțămintele altora. Chiar dacă sunt copii, chiar dacă sunt firești, chiar dacă nu sunt atât de spiritual, fii înțelegător, milos, cu simțămintele altora. Mărturisește-ți partea ta de vină, mergi tu. Și ce am înțeles? Oamenii care au ajuns să-L cunoască în mod extraordinar pe Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu extraordinar, au facultăți peste facultăți. Nu interesează facultățile? They care about relationship. Relația interesează. Umblă smerit prin mulțime, unde vede o nevoie, merge și pune umărul, dacă nu se roagă, pentru că noi suntem trupul lui Hristos. Mărturisește-ți partea ta de vină, atacă problema, nu ataca persoana. Cooperează, cât îți stă în putință, fă totul. Și în ultim rând, caută reconcilierea, nu decizia finală, nu decizia finală, pentru că înainte de orice, restabilirea relațiilor este cea mai importantă. Frații mei, știți că copiii noștri la încheiere sunt binecuvântați de Dumnezeu în mod special, copiii și nepoții noștri, pentru că sunt născuți în familii de credincioși. Dar vreau să vă spun că mai mult decât orice, ei vor crește și îl vor accepta pe Hristos într-un mod, cum să zic, vine de la sine. Când ei vor vedea că noi, bunici, tați, părinți, slujitori, cântăreți, suntem oamenii care menținem, ne luptăm cu tot ce avem pentru menținerea relațiilor, pentru reconciliere. Ăsta a fost gândul meu pentru dumneavoastră. Am avut înaintași și înaintea mea care au demonstrat lucrul acesta. Și azi, mulți ani au trecut de când acești oameni au trecut la Domnul și în urechea mea răsună vorbele lor. Menține relația. Fă tot ce poți. Nu aștepta să treacă anii și timpul și să spui, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea. Astăzi, anul acesta, luna aceasta, e pentru Biserica Philadelphia o oportunitate spusă de un om simplu. Căutați relația cu Domnul. Mențineți și restabiliți relațiile unii cu alții și după un an vorbiți din nou și veți vedea ce binecuvântați de Domnul veți fi. Vă iubim din toată inima și Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, slujitorii din biserica asta, pastorul Luca Teodor și absolut toți care slujiți, toți suntem familia lui Dumnezeu. Căutați să menținem relația. Amin. Lăudat să fie Domnul, mulțumim pentru cele două mesaje din această dimineață, iubită biserică, iubiți frați, onorați oaspeți. Noi am anunțat și știm foarte bine că astăzi stăm la masă cu Domnul, am avut timp să reînnoim și să reparăm relațiile noastre pe orizontală, ca apoi relația pe verticală să fie o realitate în viețile noastre. Suntem gata să
Stăm la masă cu Domnul, este un moment solemn, important și foarte sfânt, sacru. De aceea, așa cum stați pe bănci, vă rog frumos să vă lăsați cercetați de Duhul Domnului. Domnul nu are nevoie nici de luni, nici de săptămâni, nici de zile, nici de ore. Are nevoie de un moment de cercetare, o clipă de cercetare și cred că Domnul ne-a dat prin cuvânt și prin tot ce s-a desfășurat aici în această dimineață posibilitatea ca fiecare să ne verificăm dacă putem să stăm la masă cu Domnul. Ar fi păcat, ar fi o pierdere și o ratare a unei ocazii de aur pe care o avem această zi de decembrie 4, 2016, să nu stăm la masă cu Domnul. Doamne ajută și Doamne binecuvintează! Frate Alex, găsește o melodie la pian, invit la masa de împărtășanie frații rânduiți pentru această lucrare sacră și sfântă, îl invit și pe fratele Daniel Emeric să vină cu noi la masa de împărtășanie. Dumnezeu să fie slăvit! Amen! Ultimul text din acest an, în a 12-a lună a anului 2016, la anvon m-am gândit ce text să citesc. Că am citit multe texte în acest an. Și Duhul Domnului m-a îndemnat spre textul din 1 Corinteni, cartea scrisă de Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 6 la versetul 8, pagina în Scripturi, 1115. După ce citim acest text, aș dori din toată inima pentru aceste două elemente, pentru azimă și pentru rodul viței, să rostim o rugăciune de binecuvântare și pentru azimă rog pe fratele Nicolae Cuzman să rostească o rugăciune și în urma rugăciunii de binecuvântare această azimă să aibă proprietățile și valoarea trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Rog pe fratele Mihai Gordoneanu să se roage pentru rodul viței, ca în urma rugăciunii de binecuvântare acest rod al viței să aibă valoarea și proprietățile sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Haidem dar să ascultăm acest cuvânt și prin frații numiți ne rugăm pentru azimă și pentru rodul viței. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos Paștele noastre a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului
Și în urma acestor cuvinte amin. Să spunem cu toții, din toată inima, amin. Prin frații numiți ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul care noi îl avem în dimineața aceasta. Să fim aici înaintea feței tale cu toții. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai trimis pe pământul acesta, ca să facă lucrarea ta minunată și măreață pentru mântuirea noastră și a întregii lumi, ca oricine crede în tine să nu piară, ci să aibă viața veșnică, mărit să-ți fie numele tău. O, Doamne, te rog să lași binecuvântarea ta peste pâinea aceasta, Doamne. Binecuvintează, Doamne, sfințește, Doamne, dă-i valoarea trupului tău, ca oricare se atinge, Doamne, să primească viața veșnică, amin, amin. Să primească vindecarea, amin, amin. Să primească ridicarea, amin, amin. Să primească părtășia. Binecuvântat să fie numele tău, amin. Că tu ai zis că cine mănâncă trupul tău și bea sângele tău are viață și tu-l vei învia ziua de apoi. Și noi ne smerim înaintea ta, da, și te chemăm, o, Doamne, fă lucrul acesta în dreptul nostru, Doamne, că dorim mântuire, că dorim, Doamne, amin. Apropierea, Doamne, de tine mai mult ca oricând, Doamne, amin. Fă să fie lucrul acesta binecuvântare pentru poporul tău. Vindecă starea poporului tău, Doamne, ai în vedere, Doamne, și ridicarea noastră, Doamne, binecuvântat să fie numele tău, fă ca bolnavii să primească vindecarea, ca numele tău să fie proslăvit, aici și acum, Doamne, îți mulțumim și te binecuvântăm. Tatăl meu din ceruri, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul tău iubit, și încă o dată te rog, binecuvintează pâinea aceasta, amin, dă-i amin. Valoarea trupului amin, tău, amin. Că oricare se atinge să primească vindecarea. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat și m-am rugat, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin. Amen. Înaintea ta și înaintea puterii tale suntem în dimineața aceasta să-ți mulțumim de viața pe care mi-ai lăsat-o în trupurile noastre. Să-ți mulțumim de mila pe care mi-ai avut-o față de noi. Să-ți mulțumim de harul pe care l-ai mai revărsat și astăzi peste noi. Mulțumim de bunătatea pe care ți-ai mai arătat-o față de noi. Și dorim ca în dimineața aceasta harul tău să-l reveși mai departe peste fiecare amin. Dintre noi, Doamne. Mulțumim că suntem înaintea Ta și suntem în fața Ta. Și mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu în mântuirii noastre. Ne-ai chemat din lumea aceasta, Doamne. Ne-ai spălat și ne-ai curățit. Ne-ai îmbrăcat și ne-ai pus haina aceasta a mântuirii. Ajută-ne să o păstrăm curată până vei veni să ne ia acasă, Doamne. Amin, Doamne. Binecuvintează orice inimă cu unitate, Doamne, amin. Cu iertare și părtășie, amin. Pentru că dorim să fim împreună cu Tine la masă, Doamne. De ce îți mulțumim că suntem în casa Ta, vine înaintea Ta cu rodul viței, Doamne. Lasă binecuvântarea Ta peste rodul viței, amin. Și dă-i valoarea sângelui Tău, Doamne, amin. Pentru că prin sângele Tău avem iertare. Și am dorit să speli orice gând și orice cuze, Doamne, și să ne ajuți, Iisuse, să putem întinde mâna. Doamne, aș ruga ca în dimineața aceasta, cei ce au boală în trupurile lor, au dureri, Doamne, atunci când vor lua din rodul viței, atinge-te de trupurile amin, lor amin. Și lasă vindecare în numele Tău, Doamne. Îți mulțumim că vei lucra mai mult decât îți cerem noi și ajută-ne și noi să rămânem unitate pentru ca să putem să fim ca Tine, Doamne. Te rugăm să rămâi cu noi mai departe amin. Și binecuvântarea Ta să rămână peste noi și viața noastră de acum și până vei veni să ne iei acasă. Amin. Ocupați locurile în timp ce are loc frângerea pâinii. Corul va intona un imn spre slava Domnului. Stimați frați, vă rog.
Copii ai Domnului, în cartea profetului Amos, în capitolul 6, Dumnezeu ne spune, vai de cel ce stă fără grijă în Sion. Sau nu numai cei care sunt la amvon sau care sunt pe platformă, nu numai cei care sunt la un microfon sau la media, care face o lucrare în casa lui Dumnezeu sunt importanți sau pot să facă greșeli. Dar și cei care stau pe bănci și sunt pasivi fac o eroare și sigur că nu îl mulțumește pe Domnul. Toți suntem chemați ca o familie să fim activi, receptivi, să gândim și să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească și să îl lăsăm ca El să ne pătrundă cu mesajul Lui de dragoste și de pocăință. Dacă cineva stă împietrit și nu primește nimic, este imun, nimeni nu-l poate penetra, schimba, vai de acea persoană că a venit degeaba la casa Domnului. Eu cred că nu sunt nimeni în această stare aici, în această dimineață. Și mă rog să nu fie nimeni. Din toată inima suntem gata să stăm la masă cu Domnul, să luăm în modul cel mai serios lucrarea aceasta. Domnul Hristos a instituit această lucrare cu un scop, cu scopul de a menține, așa cum a fost învățați, relațiile noastre pe orizontală, care sunt de o importanță mare. Pentru că, așa cum s-a spus aici, noi nu putem să avem o relație pe verticală cu Sfânta Treime, dacă noi nu avem o relație sănătoasă pe orizontală. Pavel spune, cât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Deci cât atârnă, asta înseamnă că trebuie să ne dăm silința, să lucrăm foarte mult, atârnă mult de noi, ca să trăim în pace cu toți oamenii. De aceea Dumnezeu, cred că ne-a ajutat și ne-a învrednicit să facem tot ce am putut noi. Și dacă există ceva care puteam să facem și n-am făcut, chiar acum putem să spunem, Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Și eu personal, în calitate de, știu eu, de păstor împreună cu frații mei colegi, îi pare posibil să vă fi supărat sau întristat? Nu că cred, este posibil. Și vă rog, în numele Domnului, să mă iertați și să ne iertați. Pentru că noi v-am iertat și vrem să stăm în dragoste la masă cu Domnul Iisus Hristos. Mă bucur de fratele Daniel că este cu noi aici. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Iubiților, noi trebuie să ne iertăm la infinit și să avem pace în sufletele noastre și cele mai bune relații cu toți copiii lui Dumnezeu, ca să apoi să avem relații cu Sfânta Treime. De aceea eu mă opresc aici și aș vrea să vă spun, se pot împărtăși toți cei care au la baza credințelor botezul în apă, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, sau botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea din toată inima, se pot împărtăși chiar frați și surori din alte biserici, care din punct de vedere al Scripturii au o relație bună pe orizontală cu cei din familiile lor, cu cei din biserică sau cu cei din jurul lor și o relație bună pe verticală cu Sfânta Treime. Prima dată ne împărtășim noi păstorii, cei care se împărtășesc, vă rog din toată inima să vă ridicați în picioare.
Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus Hristos, luați, beți și împărțiți-l între voi. Prima dată ne împărtășim noi, păstori, și apoi o să vă împărtăși și dumneavoastră.
Dacă cineva din greșeală, iubiți frați, a fost omis de la balcon, din sală, de la cor, ridicați o mână în sus. Dacă cumva din greșeală cineva a fost omis. Dacă nu, aș vrea să facem liniște în sufletele noastre, aș vrea cu toții să vă reașezați pe scaune. Pentru câteva momente. Este și 4 minute, o să încheiem foarte rapid. E o lucrare care noi o facem de mai bine de 2 ani. După actul de împărtășanie, am considerat noi păstorii de la Philadelphia că este cel mai potrivit timp ca să facem invitație, să apelăm sau să dăm posibilitatea fraților și surorilor care au în trupul lor o boală și care cred că prin ungerea cu unt de lemn și rugăciunea făcută de ceata presbiterilor prin punerea mâinilor, așa cum noi citim în Biblie, pot să fie vindecați, le oferim această posibilitate. Și cu ajutorul Domnului, pentru gloria și slava Domnului Hristos, mulți au fost vindecați aici în Biserica Philadelphia și pentru aceasta să spunem lăudați să fie Domnul! Și vă mai spun ceva care nu e chiar potrivit. Unii ne condamnă și zice, face asta pentru ca să aibă popularitate. Oameni dragi, oameni buni, noi nu ne jucăm aici cu pocăința și cu actele acestea care sunt sacre și sfinte. Noi facem asta pentru gloria lui Iisus Hristos. Nu oamenii vindecă și numai Iisus Hristos poate să vindece. În calitate de mare preot, că El a murit la cruce pentru noi. În urmă cu vreo 2 săptămâni sau 3, o tânără aici a fost vindecată de Domnul Iisus Hristos. Aici este tatăl ei, fratele Ilie și sora Florica la balcon. Fetița lor a fost dusă de emergență la spital, le-au făcut toate analizele și n-au putut să-i facă pe moment nimic, a trimis-o acasă și a spus, veniți luni să-i facem alte analize. Ei, duminica a adus-o aici, am uns-o cu un de lemn, ne-a rugat pentru Briana, nu? Pentru Briana s-a dus luni părinții cu ea la medici și nu i-au mai găsit nimic. Slăviți să fie Iisus Hristos! Slăviți să fie Iisus Hristos! Acum aveam spus toate astea să vă încurajez. Dacă cineva... Deci este o soră? Sora Viorica. Mărioara. Sora Mărioara, veniți la mijloc, vă rog frumos. Dacă mai există cineva... Ok, avem pe sora Mărioara până când o să citim un text din Biblie. Dacă mai există cineva, puteți să veniți. Fratele Ilie Pop. Ne rugăm pentru fratele Ilie Pop de ani de zile. Dumnezeu să se atingă de fratele Ilie Pop. Ar fi o mare lucrare și o minune mare aici în Atlanta și peste tot. Dumnezeu să se atingă de acest bărbat, Ilie Pop, care este în căruț. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim un cuvânt. Rog pe fratele Vasile Strâmbu, aici este sticluța cu undele. Rog frații, Ilie, dragă, aici așa mai aproape cu căruțul, dacă se poate, așa. Cât poți tu mai aproape de masă? Da? Da, mulțumesc frumos. Dragi frați păstori, vă rog frumos să faceți un semicerc în spatele dânșilor. Toți frații păstori, așa un semicerc. Am să citesc din Iacov, capitolul 5, 2 versete, după care fratele Vasile Strâmbu va unge cu un de lemn pe fratele Ilie Pop, ca Iisus Hristos să se atingă de fratele Ilie Pop. Amin. Și va unge pe scumpa lui soție, pe sora Mărioara Strâmbu, ca Iisus Hristos să se atingă de sora Mărioara și să o vindece pe deplin. Amin. În numele lui Iisus Hristos facem lucrările acestea mărețe și foarte importante. Ascultați ce spune Biblia. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el. După ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, mări să fie Domnul. Două lucruri. Și va vindeca și le vor ierta, va ierta păcatele. Mări să fie Domnul! Facă Domnul aceste două lucruri cu sora Mărioara și cu fratele Ilie. Plecăm capetele noastre și fratele Vasile va unge cu un de lemn și apoi prezbiterii bisericii se va ruga pentru Ilie și pentru sora Mărioara. Ora basanta namalahava. O, aleluia!
Mărit să fie marele preot Iisus Hristos. Marele preot Iisus Hristos care este la dreapta lui Dumnezeu. O, Doamne! O, Doamne, în decembrie 4, la Philadelphia Church, Doamne, chemăm numele Tău! Chemăm numele Tău, mare medic, mare preot! Mare împărat, mare domn! Iisus Hristos, chemăm numele Tău! Peste fratele Ilie Pop, Doamne! Și peste sora Mărioara Strâmbu! Doamne, Tatăl meu! În numele Domnului Iisus, iartă păcatele lor. Toți suntem păcătoși și ei au păcătuit. Știu că poți să ierți păcatele sorii Mărioara, fratele Ilie Pop, și poți să vindești pe sora Mărioara, Doamne, de orice neputințe, trupești, Doamne, și pe fratele Ilie Pop să ridici din căruțul ăsta, pentru ca numele Tău să fie înălțat, numele Tău să fie glorificat și numele Tău să fie binecuvântat, Doamne. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vindecă și ceilalți bolnavi, Doamne, din biserica Philadelphia! Da, mă rog din toată inima, Doamne, ocazia aceasta! Vindecă pe Zefora Urgeș! Vindecă pe Diana Pan! Vindecă, Doamne, pe Cristina Căpulnaș! Vindecă, Doamne, pe Maria Filimon! Vindecă, Doamne, din fratele Iosif Turcin! Vindecă, Doamne, pe Duvitul Cristia! Vindecă, Doamne, Iisuse, pe Maria Țicăra! Vindecă, Doamne, Iisuse, pe Maria Șipoș! O, oh, aleluia! O, oh, aleluia! Te slăbim, Doamne, Tată, în numele Domnului! Aleluia! Declarăm vindecați, Doamne, prin sângele Domnului Iisus Hristos! Slavă numele Tău! Slavă numele Tău! Slavă jertfei Tale! Glorie! Glorie! Jertfei de la Calvar! Mulțumim din toată inima, Doamne! Îți mulțumim din toată inima! Slăvim numele Tău cel sfânt și veșnic! Fii binecuvântat în veci! Amen și iar amen! Aș vrea să citim textul cu privire la spălarea picioarelor. Biserica Philadelphia practică spălarea picioarelor, așa cum noi o găsim în Biblie, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13. Citim câteva versete, după care prin fratele Daniel Emeric vom mulțumi Domnului pentru această sfântă și minunată dimineață. Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori, să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți și Domnul să ne ajute să facem tot ceea ce Biblia ne învață. Prin fratele Daniel mulțumim Domnului și apoi vom spune adunarea este liberă. Plecăm capetele noastre și Domnul să asculte și această rugăciune. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum suntem, da, Doamne, la sfârșitul acestei lucrări minunate, împărtășirea cu corpul și sângele Tău, venim și îți mulțumim, da, că și dragostea și bunătatea Ta s-a noit și în ziua de azi față, da, de ființele noastre. Venim să-ți mulțumim că Tu ai binecuvântat această zi minunată. Da, îți mulțumim pentru cântările care s-au adus în fața Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, dătător de viață. Îți mulțumim pentru sfaturile și îndemnurile pe care noi le-am auzit în ziua de azi, în auzul urechilor noastre, Doamne. Fă ca inimile noastre să nu fie nestatornice, ci fă ca inimile noastre să fie deschise și cuvântul Tău, Doamne, să fie întipărit în inima noastră, să luăm seama la cuvântul Tău și noi să-L punem în aplicare în viața noastră. Să dovedim fraților și celor ce sunt în jurul nostru că noi suntem plini de dragoste și iubire față de ei. Să dovedim că viața noastră este o viață trăită lângă cuvântul Tău. Cei ce sunt în jurul nostru să vadă cu adevărat că Tu ești în noi și lucrezi prin noi, Doamne, fă-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Binecuvântează pe toți acei ce s-au împărtășit cu corpul și sângele Tău. Lasă binecuvântarea Ta peste ei. Doamne, Tu ești Cel ce dai izbăvire și biruință. Amin. Te rog să vindeci biserica aceasta, amin, să pui dragoste și iubire, amin, în inimile lor, amin, pentru toți cei ce fac o slujbă în casa Ta. Te rog, dă-le putere, dă-le biruință, scoate-i biruitori în lucrarea aceasta.
binecuvântează Biserica Philadelphia, Doamne, și te rugăm ca Tu să fii scutul, sprijinul și ajutorul tuturora. Și noi venim și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumim în numele Domnului Hristos pentru că ați fost cu noi la ultima împărtășanie din anul 2016. Mulțumim fratelui Avram Bergeanu și fratelui Andy Dimbi. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă, spălarea picioarelor lor are loc în sala de mese. Poftă bună la masă! Ne vedem la orele 6:05. Vom avea oaspeți și vă rugăm să veniți la casa Domnului. Domnul să fie slăvit! Iubiți frați păstori!